Mai uităm la ceva, la Maria și la Liviu, ce faceți? Suntem foarte bine. Foarte bine, ia să vedem și noi. O discuție despre alimente și un vacarm general în care nimeni nu se înțelegea cu nimeni l-au făcut pe Liviu să ridice tonul. Iar acum urmările erau împărtășite. Vorbim mai încet, am zis, mă, Liviu, nu vorbi așa tare. Păi țipa unul la altul toți, nu se vedea nimic. Știu, dar ai văzut, după aceea o să interpreteze că țipi, că... Pe ce țipam că toți țipau? Știu, am văzut, dar... Nu înțelegea nimic. Evită chestiile astea, te rog eu frumos, că știi că nu am ajuns acolo și nu am înțeles nici vorba toată. Aia era vorba de alimente. Și n-am înțeles de ce mă cheamă și de ce nici am înțeles. Eu de la Iza. Am înțeles acum. Dacă ne ajunge nouă mâncare să una asta... Ca să vă mai dăm și noi, dar cu ciorbă vă dăm și s-a zis că aveți. Am înțeles asta. Însă calmitatea lui Liviu ascundea o stare pe care Maria nu și-o putea justifica, iar apropierile deveneau din ce în ce mai contestate. Ce vrei? Liviu, lasă-mă. Ai plecat, du-te. Cu... Dacă mă iei cu dalea, tu nu te vezi, nu te faci, nu te dregi. Ce să văd? Ce ți-am făcut? Bine. E, bine. De ce te porți așa? De ce te porți tu așa? Cum mă port? Glumesc eu cu tine. Ca naiba. Ei, ca naiba. De ce ți-am făcut? Sunt aici și ți-am făcut. Ce să fac? Nimic. Ce, ți-am zis ceva când faci ceva sau nu faci ceva? Hai mă, Liviu, că nu soar. N-ai chef să te bucuri? Nu, te văd că ești schimbat tare de tot. Deja ce vrei să fac? O zi, că nu. Păi ce am făcut? Păi ești foarte așa... Cum? Nu știu cum să exprim în cuvinte. Ai urea. Păi stai mă, ce trebuie, ce vrea să fac? De când te ridici tu și pleci? De când mai tu aveai voie să faci asta? Da. Păi lasă-mă. Nu, când mami, eu aveam voie, dar de când faci tu astea? Mă fac să cred că numai tu ai voie să faci asta. Nu e de voie, e că tu n-ai făcut. Și acum să pară dubios. Dacă s-a numit deci, schimbări, deci, nu sunt numai așa din senin. Deci trebuia să fac și eu la început ca să nu se pare ciudat acum. Ce? Tu faci întotdeauna. Ce, cauți motive acum? Sunt mi arunci câteva să mă enervez, să mă super? Vrei să ne certăm și din ce? Nu te lasă-mă cu vrăjelile tale, cu vrei să ne certăm. Ok, vrăjeală, dar vrei să ne certăm și din ce? Nu, bă, tu stai și eu, nu ți-am făcut nimic. Nu cum te comporți, bun? Și cum mă comport? Nu mai închip să tot mă bag în seamă cu tine. O să fiu arogantă și să mă port aiurea dacă asta vrei. Fii dacă vrei. Păi, fă că nu ți-e bine dacă e drăguță. Dar fii arogantă, n-auzi. Păi eu o să fiu mai rece cu tine. Ia să fiu mai rece cu mine. Ia să fiu mai rece cu mine. O să fiu. Ia să fiu mai rece. Până are rost. Așa, ia să fiu mai rece. Pricie și te porți aiurea. Ok, să fiu mai rece. Dar se pare că motivul supărării Mariei era mai adânc decât și-ar fi putut imagina Liviu. Iar o discuție avea să aducă lămuriri în plus. Mi-e dor de casă, mi-e dor de mine, mi-e dor de tot. Dacă mă port, vin și te pup toată ziua, înseamnă că am nevoie de tine. Uite cum facem. Cum... Nu să te porți aiurea cu mine. Păi ce fac, că nu-ți convine nimic. Păi nu-mi convine, pentru că te porți aiurea, că eu am nevoie de tine. Și nu sunt eu aici. Păi nu ești. Tu unde sunt? Întinzi picioarele pe mine și zici să... Și dacă întind picioarele pe tine, ce zici? Nu zici, ta mea stă altul. Și așa am fel afecțiune. Și acolo tot întins, tot să te pup eu, tot zici că ai fi prințesa. Dar nu mai avea atitudinea tu? Sunt foarte sensibilă. Și nu am chef să te mai comporți așa. Și nici dacă ți-am spus pupon, ce ți-am zis? Bate-mă, dă-i cu parul, du-te la sapă, ce ți-am zis dacă ți-am spus pupon? Și ți-am zis, mă, dacă tu zici mie pupon, ce mă supăr? Și dacă nu mai convine nimic la mine, ce mai stai cu mine dacă nu mai convine nimic? Okay. Nu te chinui să stai cu mine, așa? Nu e un chin pentru tine? Ce duci discuția în partea asta? Pentru că nu-ți convine nimic la mine. Cine zic că nu-mi convine nimic la tine? Tu ai zis că nu-ți mai convine mai nimic. Tu nu te plângi, dar te porți aiurea. Da, mă, normal. Bine. O, că acasă poate îți dorești să fiu cu picioarele pe tine, nu s-am timp să stau. Nu, să-mi doresc să ai atitudinea asta niciodată. Nu s-am timp să stau. Dacă ai acum, nu mă gândesc peste câțiva ani. Păi nu s-am timp să stau acasă, îți doresc să mai țin picioarele pe tine și nu s-am timp să fiu mai plecat. O să-mi doresc, te port așa, să mor. Ce, de nu va fi mâine fericit? Wow, plin de pasiune, iubire și fericire. Păi dacă tu nu mai ai așa ceva în tine, normal. Ai tu pentru doi, dar nu. Eu am, ce crezi? Nu, de că nu când văd. Nu mai eu am. Nu văd. Bine. Păi l-arăți acum? Arăți nu mai vezi că nu mai ai atâția ochi. Arăți acum cât ai? Pentru mine. Arăți acum cât ai? Cred că vrei altceva. Uite, vezi, o să dai cu presupusul tu alea. Tu știi că eu te vezi, ce fără, de ce gândești tu așa și de ce se pare ție că nu știu ce și nu știu ce. Că tu știi foarte bine că te vezi mult. Am încercat să stăm într-o poziție decentă, să vorbim... Liviu. Ah, bine. Așa am fost atunci în poziție. Dar nu... Nu te întreba nimeni. Voia să... Discutai și noi așa despre stări, despre suflet. Știi, suflet. Uite, Maria era dor de casă. Și tu? Și eu am încercat să fiu acolo. N-am știut că era dor, dar am aflat că ea mi-a spus. Și atunci am încercat să atenuez dorul ei
prin cuvintele mele și prin apropierea mea față de ea. Și te-a făcut prințesă.